34 de ediții și peste 7600 de interpreți. Toți au fost pe scena festivalului Ursulețul de Aur. Mâine Baia Mare va deveni din nou capitala muzicii ușoare pentru copii. În anul centenar, gala concert a festivalului va fi un spectacol grandios inclus în marele proiect România 100, festivalul fiind inclus și în agenda manifestărilor derulate în proiectul Baia Mare, capitala tineretului din România. Cea de-a 35-a ediție a Ursulețului de Aur este una aniversară cu participare internațională, atât în juriul festivalului, cât și în concurs. Partenerul oficial este municipiul Baia Mare, iar locul de desfășurare este Teatrul Municipal Baia Mare. Mâine de la ora 10 și de la 15 și 30 de minute vor avea loc primele spectacole, concurs iar joi, gala concert și festivitatea de premiere, între orele 15 și 19. Lupta cu apa i-a adus pe polițiștii maramureșeni pe cele mai înalte trepte ale podiumului la toate concursurile naționale și internaționale la care au participat. În municipiul Târgoviște, în perioada 3-7 iulie, se va desfășura etapa finală a campionatului de not al Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit IPJ Maramureș, o polițiști maramureșeni vor participa în acest an la competiția organizată de MAI. Polițiștii practică acest sport din pasiune, cu seriozitate și consecvență. Toți au demonstrat că antrenamentul constant, ambiția de autodepășire și motivația sunt cele mai importante chei spre reușită în orice domeniu. Atât rezultatele obținute la serviciu, cât și medalile obținute de la toate competițiile la care au participat sunt mărturia faptului că sunt adevărați performeri. Se arată în comunicatul de presă Alipeje Maramureș. Indicele robor la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor în lei cu dobânda variabilă, a continuat să crească luni pe piața interbancară, ajungând la 3,24% pe an, de la 3,15% cât era vineri. Un nou record al ultimilor 4 ani și 4 luni, reiese din datele Băncii Naționale a României. Astfel că maramureșenii care au credite în lei vor simți iarăși o creștere substanțială când își vor plăti ratele către bănci. O valoare mai mare a robor la trei luni a fost înregistrată pe 5 martie 2014, respectiv 3,37% pe an. Conform datelor BNR la începutul acestui an, robor la trei luni se situa la 2,05%. În perioada similară a anului trecut, indicatorul se situa la nivelul 0,37% pe an.